Continuă emisiunea Dale Buzoianu. Noi vorbim cu domnul viceprimar Andrei Nedăr despre ce se mai întâmplă în Buzău. Și domnule Nedăr, spuneam că vin foarte multe întrebări, o să mai vorbim și despre ce vă propuneți pe viitor, dar vă mai citesc câteva mesaje, pentru că sunt multe. Domnule primar, spune cineva, domnul primar a zis că vrea să scumpească biletele de autobuz. Orașul nostru are trasee foarte scurte și cred că nu e cazul să scumpească biletele. Ar fi cazul să se mai gândească și să lase și gratuitatea pensionarilor, cum a promis. Deci un telespectator care își amintește că domnul primar a zis că vrea să scumpească biletele, chiar așa a declarat la un moment dat. Dar pentru pensionar gratuitatea rămâne, dar vor fi călătoriile limitate, nu? Deci exact ce v-am spus. Această, să zicem, majorare a prețului călătoriei se bazează doar pe scumpirile din ultima perioadă. După cum știți, prețul unei călătorii în municipiul Buzău nu este mărit de foarte mult timp. E, toată această diferență până la ora actuală a fost suportată din fondurile primăriei. După cum vedeți, municipiul Buzău este pe alt trend. Încercăm să-l modernizăm, încercăm să creăm șosele noi, să facem fel de fel de lucruri care vin tot în folosul cetățeanului din municipiul Buzău. Și de aceea nu mai putem, sau chiar dacă noi, municipalitatea Buzău, dăm aceea subvenție către RATB, ea nu mai acoperă aceea sumă. Deci, diferența practic pe care o vom pune la majorarea biletelor este pentru a acoperi aceste scumpiri care sunt nu din cauza noastră în piața de transport, ca să spun așa, ci din alte cauze. Și știți foarte bine, cum am spus, în principal această creștere exagerată în ultima perioadă a prețului la carburant. Oricum, până atunci mai avem și știți că s-au modificat multe Exact. decizii, s-au răzgândit, s-au și cu bazarul, și cu eticheting, și cu toate celelalte. Cine știe ce se mai întâmplă până în aprilie. Exact. Așa că nu e cazul să vorbim acum. Bună seara, sunteți în direct. Din păcate, nu mai e telespectatorul la telefon. Dar o să rog să revină. Aș vrea să vorbim puțin și despre ce se întâmplă cu steagurile. Spune un telespectator că tot vorbeam de zilele de doliu. I-am scris și domnului primar. Mi se pare absurd să nu avem steaguri cu drapelul României pe bulevardul 1 decembrie 1918, chiar de ziua națională. Nu au fost. Pe bulevardul 1 Nicolae. decembrie. De ce nu s-au amplasat și acolo steaguri? Da, probabil cred că a fost singura zonă din municipiul Buzău în care nu s-au amplasat acele steaguri. După cum știți, municipiul Buzău cred că anul ăsta a avut foarte, foarte multe steaguri. S-au amplasat pe principalele bulevarde din municipiul Buzău și în special s-au amplasat pe căile de intrare și ieșire din municipiul Buzău. Poate anul viitor Deci, țineți minte că și pentru la anul o să punem și pe 1918 acel bulevard 1 trebuie. decembrie 1918. Da, într-adevăr, este o chestie legată de numele șoselei. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în Bună direct. seara, doamna Magda, bună seara, domnule Bună viceprimar. seara. Două probleme. Vă rog. Prima problemă. Deci, de două ori am intervenit la doamna Magda în emisiune, când a fost domnul Dumitrașcu și cu șeful dumnealui de la Poliția Locală. Le-am sezizat că sunt două mașini abandonate, intersecția Independenței cu Bulevardul 1 decembrie 1918. Una e de un an de zile, un SUV Toyota care cu cauciucurile pe geantă, cu număr din Irlanda, parcă, sau ceva de genul ăsta, și un Mercedes cu număr de Buzău, care e parcat chiar pe colț în intersecție de vreo 6 luni de zile. Deci au spus de fiecare dată că iau măsuri, trec pe acolo câte doi polițiști locali în fiecare zi, văd de cel puțin o dată trecând pe în zonă, nimeni nu face absolut nimic. Numărul 2, referitor la asfaltarea trotuarelor, pe Războieni și pe Aurorei. Deci, înainte de a se trece la campania asta de asfaltare, câțiva proprietari și-au făcut de la sine putere trotuare cu tale, cu mai știu eu ce. Când a venit asfaltarea cea nouă, respectivele trotuare au rămas ca atare. Deci, nu s-a mai trecut cu asfalt și acolo și arată efectiv nu cum trebuie. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim și noi, o seară bună vă doresc. Îmi amintesc că telespectatorul nostru a menționat de câteva ori acele autoturisme. Ce credeți Același că s-a lucru. întâmplat de nu s-au luat măsuri până acum? Nu știu ce s-a întâmplat, dar știu ce se va întâmpla de acum încolo. O să iau și în acest caz legătura cu cei de la poliția locală și o să-i trimit clar în zona respectivă să verifice starea acelor
acelor mașini. La întâlnirea viitoare chiar o să vă rog să țineți minte să ne spuneți și nouă cum s-a rezolvat problema. Da. Că posibil să nu fie de găsit proprietarii sau bănuiesc că n-ar fi rea voință din partea poliției locale, dar e bine să verificați și dumneavoastră. Războien și Aurorei, trotuarele. Da, nu știu, nu am o explicație foarte clară despre ce s-a întâmplat acolo. Presupun că nici nu au fost foarte urât amenajate, chiar dacă au fost cudale în zonele respective. Dar știu, am să întreb și eu, da, am să întreb și eu pe cei răspunzători de zonele respective pentru asfaltare, cum de au rămas acele zone neasfaltate și pur și simplu au rămas cu amenajarea făcută, presupun, în față, în dreptul proprietății unuia sau altuia. Mai vorbim cu un telespectator. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Da. Să dați televizorul mai încet, vă rog. Bună seara. Bună seara. Ne sunați aproape în fiecare zi, dar uitați să dați televizorul mai încet întotdeauna. O să vă rog să-l dați mai încet înainte, da? Ca să vă putem asculta. Se auzea cu ecou. Ia spuneți acum. Am și o întrebare. A venit și domnul Ionuț Apostol, și domnul Neder, și domnul viceprimar, domnul primar, și notează toată lumea. Unde se duc hârtiile alea care le notează? Că nu se rezolvă nimic după hârtiile care notează. Dar ce nu s-a rezolvat concret? Nimic. Păi spuneți-mi o problemă. Spuneți-ne concret ce ați cerut și nu a fost rezolvat. Da. Am propus anterior să bagi un autobuz de la capitolul 7-8 până la bere pentru cimitirile care sunt, pentru bătrâni și pentru tinere, să duc un autobuz până acolo, să duce lumea pe jos, îți bătrâni, îți așa, și pe dincolo. Da, e o solicitare făcută de mult. O să vă rog și pe dumneavoastră să notați, că știu că țineți în siguranță hârtiile. Ați văzut că recunoașteți și nu... Da, e pentru mine e prima dată când aud această cerere din partea unui telespectator, vă spun foarte sincer. Pentru dumneavoastră, da. S-a făcut stația la Piața Săracă, la autogară. De ce nu se face o canapea acolo sau un acoperiș și pe stânga și pe dreapta? Un adăpost, da. Vin acolo, un adăpost. E autogar. Aia e autogar. Răspunsul nu poate fi unul pozitiv, să știți, până la anul când vin fondurile europene. Nu este vorba de asta. Când telespectatorul terminăm să-i dau o explicație. Mai aveți ceva de spus că vă răspunde domnul Neder. De ce bagă numai steaguri și toate luminile la primărie? Să le ia de la primărie, să bagi și pe horticole și pe luminii și pe Dobrogeanu Gherea, numai acolo în bricul orașului? Păi s-ar duce banii, probabil, pe atâtea beculețe, n-am mai avea bani de asfaltări. Păi nu, să le mute de acolo, să le aduc aici și noi suntem mai fraieri, nu plătim. Nu, dar în toate orașele, în zona de centru, în primul rând, acolo e iluminat festiv. Dar v-am înțeles supărarea. Mai aveți vreo întrebare? Da, și avem o groapă aici, în cartier, de un an de zile. În cartierul? A zis domnul Ionuț că vine mâine. A venit la Sfântoașteaptă. Aici în cartier ce înseamnă? Spuneți-mi, vă rog frumos, clar zona unde este. A venit din parcul Marghiloman, pe strada Grăniceri, în dreptul imobilului numărul 2. Bun, le-am... E de un an de zile. Să vedem, poate, până data viitoare când ne sunați se rezolvă măcar una dintre toate aceste probleme. Bine, aștept, doamnă, aștept. Vă mulțumesc. Eu nu pot decât să le transmit, să vă ascultăm, dar cei din primărie sper să le rezolve. Vis-a-vis, ca să începem cu răspunsurile către domnul, exact cum am spus și în cazul telespectatorului de mai devreme, acum că a crescut parcul auto acelor de la Transbus, vor fi luate în calcul și alte trasee. Și acel traseu și să fie luat exact, în calcul. Vom da? Lua și acest traseu. Dar pe de altă parte, încă o dată, îi rog pe cetățenii municipiului Buzău ca aceste solicitări să nu rămână doar la stadiul unei emisiuni TV, ci să vină și să facă cereri la primărie direct, fără nicio problemă, cereri care
clar ajung la noi, care clar putem să le luăm în evidență. Dar știu că s-au mai rezolvat cerință... și din sesizările în emisiuni. Și așa, bine, asta problemă. Vis-a-vis de o groapă de o chestie, dar vis-a-vis, de un, dar vis-a-vis de un traseu de auto, este mult mai bine să fac o cerere la primăria municipiului Buzău. Mai ales că la ora actuală, știți foarte bine, a apărut un ghișeu unic. E foarte repede comunicarea cu municipalitatea la ora actuală. Da, sunt persoane care se deplasează mai greu. De aceea o să vă rog să țineți cont și de ce spun oamenii aici. Bineînțeles. Bun. Vorbeam despre aceste stații de autobuz. Dacă vă mai aduceți aminte, cu toate că ar trebui toți cetățenii să se aducă aminte, o mare parte din stațiile de autobuz din municipiul Buzău au intrat într-o reamenajare acum vreo 2-3 ani, exact cam în perioada dinainte de a veni noi, noua conducere, să spunem, a primăriei municipiului Buzău. Există niște termene în care noi nu prea avem voie să intervenim la ele. Și anume, mai puțin de 3 ani de zile noi nu putem să facem altă reamenajare, pentru că sunt niște foruri de control, ca să spun așa, care vin peste noi și spun, păi, a fost făcut acum 3 ani, acum ce faci? O faci din nou? Dar deci sunt multe care n-au adăposturi și vorba sunt multe, dar alea apar și ele ca făcute. Multe dintre ele apar și ele ca făcute. Și nu sancționează nimeni pe nimeni? Și nu sancționează nimeni pe nimeni, dar încă în cazul în care ne apucăm noi să le facem, s-ar putea să ne sancționeze pe noi atunci. Această perioadă, mai mult ca sigur, va lua sfârșit undeva la jumătatea anului viitor și, după cum știți, și acest nou proiect de... pe fonduri europene, cu amenajări de trasee, cu amenajări de stații, va intra în vigoare anul viitor. Deci, marea parte a stațiilor vor fi amenajate și vor beneficia de altfel de transport în comun. Și groapa aceea poate... Și această groapă am notat-o fără nicio problemă, o să discut, cum am spus și mai devreme, există acea comunicare foarte rapidă între șefii de instituție, chiar am să ridic problema acolo. Ultimul telefon din această seară, bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara. Bună seara. Mulțumesc foarte mult că încă am putut ca să vă prindă încă o dată pe dumneavoastră, în primul rând, și pe domnul Neder. Vă rog. Așa, am o întrebare să o adresez domnului viceprimar. Vă rog. Domnul Neder, am și o întrebare. Cu locuințele anele, ce puteți ca să ne spuneți? Pentru că cei de la anele București ne-au spus în felul următor. Mergeți la primărie, ne dați o hârtie scrisă din partea primăriei Buzău, așa, că nu se pot vinde în primărie. Așa. Și ați venit, ați solicitat această hârtie, da, și n-ați primit-o? Deci de un an de zile, domnul Apostol, am fost la el în audiență, am depus o cerere de cumpărare. De fapt, mai multe, nu numai una. Așa, și mi s-a spus că așteptăm o ordonanță de guvern, nu mai știu ce se mai întâmplă. Ordonanță care probabil că n-a fost dată încă. Da, știți că... Stați puțin. Spuneți, vă rog, că nu mai avem prea mult timp, dar vă rog, pe scurt. Da, bun, eu vă înțeleg pe dumneavoastră, dar domnul Neder și domnul Apostol știe foarte bine ceea ce se întâmplă cu aceste locuințe anele. Adică? Adică? Domnul Apostol ne spune că trebuie ca să așteptăm hotărârea de guvern, pe cum că un fost ministru a spus în felul următor că nu se mai vând niciun fel de locuințe, fiecare s-a legat de virgulă și punct, așa, și se pare că cineva undeva trag niște spori. Vă mulțumesc foarte mult! Și chiar aștept răspunsul de la domnul Neder. Și eu îl aștept, vă mulțumesc și dumneavoastră, dar până nu avem dovezi, nu putem face astfel de... După cum știți, am răspuns la această întrebare exact în deschiderea emisiunii, cred că chiar la primul apel, și exact același lucru am spus și eu. E ceva ocult în toată situația. Se pare că anumiți cetățeni probabil interpretează așa. Pot atâta să-i asigur pe acești cetățeni care la ora actuală sunt chiriași în locuințele anele, că nu-i va da nimeni afară ca să le ia locuințele, și să stea liniștiți. În momentul în care vom avea această ordonanță care să reglementeze vânzarea locuințelor ANL, cu siguranță vom deschide procesul de vânzare. Ultimele mesaje. Ce se va amenaja în locul stației PECO de lângă maternitatea cea nouă? Știți? Este proprietate privată, asta pot să vă spun sigur, deci cine va amenaja, ceea ce va amenaja. Știu că a existat la un moment dat o cerere de autorizare pentru o clădire, o cerere care nu se încadra, proiect care nu se încadra sub nicio formă în puzul zonei și a fost clar refuzat.
Și cineva vă roagă pe dumneavoastră ca reprezentant al primăriei, dar și pe colegii dumneavoastră, să fie amplasate coșuri de gunoi pe strada Colonel Buzoianu. Da. Și o solicitare care a mai venit de câteva ori. Cam atât deocamdată, nu mai avem timp nici pentru mesaje, nici pentru telefoane, dar, domnule viceprimar, vă doresc spor în continuare, putere de muncă, știu că mai aveți multe de făcut. Și anul acesta, pe ansamblu, a fost unul bun, spuneți dumneavoastră. Eu așa îl consider. Sper că, în primul și în principal, trebuie buzoienii să-l considere că a fost un an bun. Vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Și vă doresc sărbători fericite. Ne revedem anul viitor și vorbim atunci sau despre planul. Poate chiar înainte, mai avem timp până sau la... poate chiar înainte, cine știe ce se mai întâmplă. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc seara și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Imediat urmează jurnalul Campus TV. O seară bună, la revedere!